Sunt în punctul vieții în care încerc să fac puțin delimitarea dintre mălina omul și mălina, mălina profesionistul. Într-o activitate ca asta pe care o ai aproape non-stop, ți-e greu să mai faci delimitarea dintre cele două dintre cele două pălării ale, ale omului. Molina um, omul e... Oh, Mi-e greu să vorbesc despre mine la persoana a treia. Sunt... Uh, sunt un om foarte dedicat. Îmi place să fac lucrurile de la cap la coadă, dar cu anumite limite. Uh, și sunt un om cu un echilibru dintre creativitate și organizare. Uh -huh. Uh -huh. Atunci când ești la început, când vrei să înveți, și uite, voluntariatul e o uh, experiență minunată de descoperire de sine. Mai ales pentru un tânăr, la început, să-și dea seama spre ce, spre ce cale să meargă, să experimentezi mai multe departamente, mai ales că acum avem atât de multe evenimente frumoase în ea și se întâmplă atât de multe lucruri incredibile, să experimentezi mai multe departamente. Eu am făcut lucrurile astea când mergeam la voluntariat la experiențele de voluntariat, mergeam și pe logistică, și pe contactul cu invitații, și pe partea de PR, și așa mi-am descoperit pasiunea pentru PR. Lucrurile acestea nu le poți descoperi prea mult în școala formală, din păcate. Bine v-am regăsit la un nou episod de podcast BZI, sunt Viorela Dimici și astăzi descoperim povestea Mălinei Brânză, este social media specialist, dar și mentor în acest domeniu, însă astăzi discutăm mai mult despre Mălina Omul și mai puțin despre Mălina ca profesionist. Până începem discuția, noi vă spunem că partenerul nostru principal este balcan.ro. În continuare aveți 10% reducere de fiecare dată când faceți cumpărături pe site și folosiți codul BZI10. Eu zic să începem. Bună, Mălina! Și bine ai venit în studioul nostru. Sper să te simți minunată aici. Bună, Virela! Îți mulțumesc tare mult pentru invitație și deja mă simt minunată. Întotdeauna o plăcere să, să stau la povești cu tine. Cu cel mai mare drag. Este o întrebare practic tradițională, cel puțin la interviurile pe care le fac eu. Cine este Mălina Brânză? Oh, uh, Mălina Brânză e un om... Simt eu extraordinar de creativ. Întotdeauna m-am văzut un om creativ. Dar, Molina Brânză, profe profesionist vorbind, e social media specialist, profesional vorbind, de social media specialist. Ce fac eu este să ajut afacerile să crească prin prezența lor în social media organic și prin prezența lor în social media organic, pentru că se poate face lucrul acesta. Da. Face asta de patru ani, din ce știu eu. Uh -huh. Tu ai doar 23 de ani, momentan. Da. Ai spus că. Curând... Urmează să fac 24 în mai, da. Cred că ești o tânără așa, foarte agitată, foarte creativă, pusă pe fapte. Lucru mai puțin întâlnit la tinerii de vârsta ta cumva este o vârstă când unii abia absolvesc facultatea, alții încă sunt la facultate și sunt într-o interdependență dintre ei și părinți, mulți ei depind doar de părinți, tu însă ți-ai câștigat independența financiară de câțiva ani deja. Da, așa e, am început puțin mai devreme, am luat startul puțin mai devreme asta pentru că um, am avut înclinație spre artă spre scris în special de când mă știu și am știut că întotdeauna voi face ceva în direcția aceasta, nu știam exact încă mă tot gândeam, mă fac scriitoare, mă fac poet dar iată că am ajuns în direcția scrierii în social media și uh, prezenței în social media și mă bucur foarte mult că, că am făcut pasul de, de mai mică pentru că am reușit să acumulez foarte multe informații, și la nivel profesional, și la nivel personal, de-a lungul acestor patru ani de când activez. Să știi că tu ai un stil special de a scrie, ai o semnătură proprie, cel puțin eu, în momentul în care uh, văd pe Instagram uh, anumite afaceri, și uh, știind. Că lucrezi cu, cu unele cofetării de aici, din Iași, și îți recunosc stilul de a scrie. Și într-adevăr, este un joc de cuvinte așa foarte creativ și artistic. De unde vine mereu inspirația ta? Sau de unde ai învățat acest stil de a scrie? Sau cumva a venit tot timpul de la sine? Uh, îmi place să fac, îmi place mie să spun în felul următor, jumbuș lucruri cu <laughs> cuvintele, și da, e adevărat că întotdeauna mi-a plăcut să fac lucrurile puțin diferit, și asta în special înscris, pentru că iubesc să scriu, întotdeauna am fost am fost înclinată spre, spre asta și mi-am dorit să îi impregnez și, cum spuneai tu, și mă bucur că ai simțit că e așa ca o marcă, uh -huh. că e ceva diferit, pentru că, în fapt, cuvintele și cu toți avem acces la aceleași cuvinte, avem acces la același dicționar, dar e frumos ca din când în când să ne mai jucăm și cu ele și să facem lucrurile diferit. Și da, îmi place să mai aduc formulări așa puțin diferite. Cât important este ca o afacere să aibă o voce în social media? Extraordinar de important. Și personalitate. Extraordinar de importantă. Este esența de la care fiecare afacere ar trebui să plece și, de fapt, unul dintre primii pași pe care ar trebui să-i facem în business-ul nostru, și anume partea de branding. Să știm mm -hmm. cum vrem să arătăm și nu doar în social media, cum vrem să arate brandul nostru în general, pentru că, de fapt, aceasta e diferența dintre business. Și brand. Business-ul se referă la produsele, serviciile, felul în care se întâmplă lucrurile la nivel operațional. În schimb, brandul este esența, este personalitatea și, ivrele, așa cum suntem noi oamenii da? uh -huh. de zi cu zi, avem un anumit fel de a ne îmbrăca, avem un anumit fel de a vorbi, avem poate anumite ticuri verbale, avem anumite gesturi pe care le avem doar noi, ca marca noastră personală. Așa trebuie să privim și lucrurile când vine vorba de business-uri și branduri. Cum se îmbracă ele? ceea ce înseamnă cum arată ele și nu ne referim doar la un logo, ci ne referim la o întreagă identitate vizuală, culorile, formele pe care ele le abordează și mai apoi cum vorbesc, care e vocea. Și atunci când un business reușește să devină un brand prin a deveni un om, de fapt, lucrurile se întâmplă cu totul și cu totul diferit, pentru că se creează emoții și legătura emoțională dintre om și brandul respectiv. Tu ți-ai uh, început uh, aventura în spațiul online, dacă pot să spun așa, la vârsta de 19 ani. E adevărat? Da, 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 da. da. Și <laughs> da, te întrebi ca să tam. știu. Da, da. Uh, la 19 ani. Ce făceau în acel moment colegii tăi? Cu ce se ocupau ei? Mm. Uite, mie mi-a plăcut întotdeauna să postez eu pe contul meu personal în social media. Nu mi-am dorit niciodată și nu cred că nu m-aș vedea neapărat pe partea aceasta de influencing content creation. Îmi place mai mult să stau în spate. Uh, dar uh, mi-a plăcut întotdeauna să postez pe conturile mele, personale, din ceea ce făceam eu chiar și când eram în perioada liceului. Uh, ce făceau colegii mei atunci? Eu am învățat aici la Colegiul Național Costache Negruții și... Uh, mi-am dorit foarte mult să, să merg către un liceu mai spre centru, cum se spune. Tocmai, din, tocmai prin prisma faptului că există mai multe deschidere către activități. Și mi-am propus eu pentru perioada liceului, mi-am mi pus așa ca obiectiv pentru perioada liceului, să fiu foarte implicată în ceea ce privește activitățile de voluntariat, evenimentele care se petrec în Iași, pentru că știam că mă vor ajuta la CV, așa mm -hmm. cum se spune. Și uh, să știi că am avut colegii de liceu foarte, foarte implicați, și sunt extraordinar de mândră de ei că acum îi văd cum înfloresc și cum deja termină facultățile și îi văd spre ce profesii merg. Și cam toți am fost foarte implicați în activități de voluntariat, în evenimentele din și în festivalurile din Iași, pentru că știam că lucrul ăsta pe de-o parte ne va ajuta la dezvoltarea noastră personală și profesională și ne va maturiza mai devreme de în tot ceea ce înseamnă domeniul profesional. Cât de important este să un tânăr să, să se implice în uh, activități de voluntariat? Uh, pentru că sunt tineri care înțeleg de ce au nevoie de asta, și sunt tineri care nu înțeleg de ce ar trebui să se implice și să facă orice fără a primi un feedback financiar. Mm -hmm. E foarte, foarte important. Pentru că, din păcate, sau din fericire, depinde dacă vedem asta ca, pe un, ca fiind un motivator, faptul că am terminat o facultate. Nu ne garantează nici de cum că vom avea un job și nici ne, nu ne garantează nici de cum dublu că vom avea un job în domeniul în care noi am terminat facultatea. Lucrul acesta poate fi un dezavantaj pentru că înseamnă instabilitate, cel puțin atunci când termin facultatea, dar poate însemna și un avantaj că e un motivator pentru tine să faci ceva și pe lângă facultate sau chiar și în timpul liceului. Și eu le recomand tuturor tinerilor, mai ales eu am și o soră acum care finalizează clasa 12 și i-am spus întotdeauna, Ioana, du-te, implică-te, pentru că nu se știe. Și uite, asta e o chestiune foarte interesantă, la. Eu am oameni care mă cunosc, colaboratori, care mă cunosc de când aveam 17 ani și eram la deschiderea anumitor evenimente și puneam brățări la deschidere. Uh -huh, uh -huh. Și am rămas în contact de atunci pe Facebook, pe Instagram, mi-au văzut parcursul profesional, mă reperează cu profesia în care eu activez, pe care o am, și mă țin minte de atunci. Și asta mi se, para, mi se pare incredibil cum reușim să ne creăm legături de genul acesta, fără să fie vreo intenție atunci, dar poate că la un moment dat se conturează într-o colaborare sau poate într-o recomandare. Deci merg întotdeauna pe primiza, nu se știe niciodată când te poate recomanda cineva, când te întâlnești cu cineva care ți ține minte de atunci de când erai în clasa A10. Dacă ai fi să pui pe balanță motivația financiară și acumularea experienței, ce ai alege? Și cum le alegi, de fapt? Cred că depinde foarte mult de etapa vieții în care te afli. Atunci când ești la început când vrei să înveți și, uite, voluntariatul e o, o experiență minunată de descoperire de sine. Mai ales pentru un tânăr, la început, să-și dea seama spre ce, spre ce cale să meargă, să experimentezi mai multe departamente, mai ales că acum avem atât de multe evenimente frumoase în ea și se întâmplă atât de multe lucruri incredibile, să experimentezi mai multe departamente. Eu am făcut lucrurile astea când mergeam la voluntariate, la experiențele de voluntariat, mergeam și pe logistică, și pe contactul cu invitații, și pe partea de PR, și așa mi-am descoperit pasiunea pentru PR. Lucrurile acestea nu le poți descoperi prea mult în școala formală, din păcate, pentru că sunt chestiuni extra pe lângă ceea ce facem la limba română, la matematică. Uh, și nu mai știu exact de la, ce, de, la ce întrebare, de la ce întrebare am plecat, dar e foarte importantă etapa, A, ah, în gata am amintit, care da, e motivatorul despre, da, de, motivator. despre balanță. Mm -hmm. E foarte importantă etapa în care te afli. Desigur, dacă ești licean, dacă ești student, eu. Țin să cred că este mult mai importantă motivația referitoare la dezvoltarea personală. Pentru că te afli într-un punct în care te găsești și te regăsești. Mai apoi, odată ce deja aprofundezi în domeniu, deja e nevoie și de partea de, de motivație financiară, în mod evident, dar să nu lăsăm la o parte nici pe cea de dezvoltare personală. Foarte bine spus și mă bucur că sunt tineri care gândesc în felul ăsta. De asemenea, voiam să, să te întreb din toate proiectele de voluntariat în care ai participat, care din ele te-a. Nu știu, te-a impactat cel mai mult, sau uh, uh, care din aceste proiecte uh, ți s-a întipărit în mod special, și dacă în proiectele de voluntariat uh, în care ai fost, ai făcut inclusiv și social media. Este un, este un proiect care mi-e tare la suflet și un festival de aici, din Iași, de la noi, care se petrece an de an, serile filmului românesc. Festivalul Serile Filmului Românesc. Festival la care avem acces la filme cu adevărat românești, la invitați pe alese, actori, regizori. A fost o experiență incredibilă. Am fost voluntar. Uh, și la 17 ani în 2017 și la 18 ani și apoi la 19 am ales să fac parte din echipa propriu-zisă, uh -huh. să să trec puțin pragul de de voluntariat. Și da, acolo am făcut pentru prima dată social media uh, Social media în fața publicului, nu doar mm -hmm. pe contul meu personal. Acolo mi s-a dat mână liberă și mulțumesc tare mult, uite, pe această cale Corine, Corina Georgia, pentru că a avut foarte multă încredere în mine, deși eram un copil așa, eram un copil la 17, 18, 19 ani, să-mi că, uite, Mălina, și asta a fost foarte fain la, mm -hmm. la voluntariatul acesta. Noi voluntarii, aveam acces la contul de Instagram, nu știu dacă se mai întâmplă lucruri la acesta acum. Ce Aveam uh -huh. acces la conturile de Instagram, desigur, uh, aveam parte de feedback, de uh, în mod constant de ședințe, știam ceea ce facem, dar era incredibil faptul că puteam să postăm și noi uh, story în mod în, mod, uh, în timp real, din, uh, din timpul evenimentelor și acolo mi-am dat mâna, cum s-ar spune, da. Uh -huh. Îi mulțumesc tare mult Corinei, uh -huh. mă mai văd și acum cu, cu ea și mi-e e foarte dragă pentru că a avut nebunia să lase niște copii atunci să să comunice în, în social media despre festival. Și atât cum un voluntar poate ajunge un angajat ulterior sau un colaborator. Da, am fost membru din echipă. Da, mm -hmm. da, da. Mm -hmm. Ce făceai mai exact la serile filmului românesc pe lângă Story sau care era abordarea ta sau cum voiai tu să vadă oamenii în social media acest mm -hmm. festival? Mm -hmm. Un festival uman și despre oameni, pentru că de fapt despre asta este. Serile filmului românesc e foarte mult despre comunitate și despre lucrurile făcute puțin diferit, pentru că până în punctul respectiv nu exista un astfel de festival. Uite ce a fost incredibil și nici nu vine să cred, nu vine să cred că la 18-19 ani pe noi, cei din echipă, ne învățau să scrim un comunicat de presă. Mm -hmm. Mi se pare incredibil să scriu. Acum, uite, acum stau să mă gândesc să scriu un comunicat de presă la 18 ani. Și gândește cât, cât de important este Că ați fost învățat să faceți asta. Mm -hmm. Pentru că uh, orice antreprenor, hai să-ți dau un exemplu, organizează un eveniment, un eveniment de interes social, un eveniment de interes public. Da. Uh, este un instrument care poate fi folosit de oricine. Să știe să scrie un comunicat de presă și să-l trimită la toate adresele pe care le găsește. La fel în spațiul online. Toate adresele televiziunilor, radiourilor, portarurilor online, și nici nu știe cum acel comunicat de presă poate fi preluat. Iar uh, faptul că el organizează un eveniment, un festival, un proiect care vine nu doar uh, să-l promoveze pe el ca antreprenor, dar are și. Un, un uh, interes social uh, este interesant pentru oameni să vină, să vadă, mm -hmm. el poate beneficia de această promovare absolut gratuit, doar pentru că știe să scrie corect exact. un comunicat de presă. Exact, este un instrument extraordinar de folositor, chiar și în era aceasta social media, mm -hmm. să știi să comunici despre ce, ce urmează să lansezi, fie că exact. vorbim despre un eveniment, fie că vorbim despre un alt proiect. Așa e. Și a fost uh, o experiență minunată. Recunosc că nu-mi plăcea foarte mult neapărat să scriu comunicate de presă, pentru că acolo limbajul e, e mai formal, nu e atât de jucăușite, ca ai spus de, uh -huh. de marca aceasta. Dar a fost o experiență incredibilă și prin prisma faptului că vedeam că ceea ce scriam ajungea în mod real... La, la publicațiile către care noi le, le trimiteam Da, deși poate părea ușor plictisitor să scrii comunicată de presă Poate nu este atât de creativ Însă gândește-te că în momentul în care tu lucrezi cu un antreprenor În calitate de uh, social media manager și să zicem, voi vă gândiți să faceți ziua ușilor deschise sau vă gândiți să aveți o zi, nu știu, o zi pe lună, o zi de marți, o zi de miercuri în care oferiți tuturor, de exemplu, gratuit, nu știu, un desert sau cafea sau, știi, o zi în care, uite, vii, scrii o poezie și primești o cafea. De exemplu, faceți anumite oferte despre care trebuie să audă tot iașul. Exact. S-ar putea ca nu toți celor care uh, le veți trimite acest comunicat de presă să-l preia și să-l comunice. Unii îl pot considera prea comercial și că e promovare doar pentru locația voastră. Da, Alții, în schimb, pot considera că, deși uh, prin intermediul acestui comunicat voi uh, promovați locația voastră, în același timp este o știre și este uh, ceva despre care trebuie să afle ieșenii. Așa este. Știi, și prin Așa care este. pot aduce utilitate. Respectiv, este un instrument care trebuie folosit. Da. Deși îi pare plictisitor. Da. Și vreau să-ți spun că nu toți oamenii știu să scrie comunicate de presă și li se pare ceva super complicat. Deși un comunicat de presă este un text care răspunde la câteva întrebări. Da. Exact. Care trebuie și la care trebuie răspuns uh, concret. Da. Așa este. Cred că aici se face diferențierea dintre mm -hmm. dacă alegi să publici un comunicat de presă sau informațiile dintr-un comunicat de presă și dacă alegi să nu faci lucrurile acestea. Exact, și totul depinde de scopul mm -hmm. proiectului pe care l ai. S-ar putea să fie preluat și să ai o deschidere foarte mare la exact. ceea ce faci. Um da, mi se pare foarte cool că ești așa foarte implicată și în proiecte și că urmărești inclusiv și acumularea experienței. Acum câteva luni, tot datorită social media, că ziceam că vorbim despre Mălina Omul, dar vezi că nu ne putem detașa foarte mult de la social media. Acum câteva luni, tot datorită Faptului că ești în acest domeniu, a reușit să accesezi un proiect european dedicat antreprenorilor și astfel ai plecat în Spania. Da. Povestește-ne mai multe detalii despre acest proiect și cum faptul că ești o cunoscătoare a tuturor tendințelor din social media și știi să creezi conținut, știi să-l faci captivant și interesant, te-a dus tocmai în Spania. Ah, întâi îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pentru complimente și uite ce mi se, pare, track. ce mi se pare tare drăguț e faptul că în tocmai în perioada aceasta, anul trecut, începeam uh, procesul de înscriere în cadrul proiectului, mm -hmm. deci exact acum în perioada aceasta, uh, la început de aprilie. Um, Cum ai aflat despre acest proiect? Um, am aflat prin prisma uh, altor persoane de, de social media din București și din Cluj, pe care le urmăresc și care mă inspiră foarte, foarte mult mm -hmm. și uh, ele uh, se înscriseră pentru ediția pentru că proiectul acesta a avut trei ediții în 2 ani, au fost cele două ediții de anul trecut, dintre care una la care am participat eu, a mai fost ediția din iunie de anul trecut și a mai fost o ediție în 2022. Deci este un proiect european da. pentru femei antreprenori. Da, The da? Break se numește. The break se numește. Da. 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 Uh -huh. Din câte știu, nu se mai organizează acum, dar nu se știe niciodată când mai apare uh -huh. o altă deschidere și aflaserăm de la de la ele, aflasem de la ele de acest proiect. Ele urmau să plece în luna iunie. Nu aveam foarte multă încredere în mine, pentru că nu mă vedeam neapărat acolo. Mi se, mi se părea o experiență incredibilă și parcă pe care nu o meritam într un totul să plec eu o lună în Spania pentru că de fapt acesta este scopul proiectului The Break, exact așa cum se numește, uh, ai parte de o lună pauză de la ritmul nostru agitat da, în business o lună în care am uh, pe care am petrecut-o mai apoi într-un orășel mic din Spania și scopul a fost împărțit în două direcții uh, pe de o parte să îți dezvolți business și abilitățile în afacerea pe care tu o ai și, pe de altă parte, prin skillurile din business pe care tu le ai în domeniul respectiv, să reușești să contribui la o problemă locală pe care o are mm -hmm. orășelul. Și, de fapt, asta a fost și, și intenția să fim direcționate către orașele micuțe din Spania, nu către mm -hmm. orașe mari. Și în ce oraș ai stat? Eu am stat într-un oraș despre care n-am auzit niciodată până în punctul respectiv. Casere se numește, este un oraș minunat, exact la granița cu Portugalia. Este un oraș pe care mie îmi place să-l asemăn foarte mult, este un oraș cu arhitectură medievală, se seamănă foarte mult cu sighișoara uh -huh. sau chiar cu Sibiu și ce am aflat și e foarte interesant, eu nu sunt neapărat fană, dar mi s-a părut interesant și întotdeauna spun oamenilor lucrul ăsta, că s-au filmat și câteva segmente wow. din Game of Thrones acolo. Hmm. Da, e un oraș foarte viu și ce mi-a plăcut foarte mult verela? a fost faptul că deși era un oraș mic, îl pot asemăna ca dimensiune cu un oraș din România cu poate Vaslui. Cam așa, uh -huh. l-am reparat eu ca dimensiune. Deși era un oraș mic, avea energia și efervescența unui oraș mare. Mi s-a părut incredibil lucrul acesta. În fiecare weekend se întâmplau evenimente în centrul orașului. Vedeam oameni foarte, foarte activi, săl de yoga, săl de sport avea energia unui oraș mare. Lucru care nu prea se întâmplă neapărat la noi în România. Orașele mici le simt foarte limitate, foarte cu activitățile de rutină. În schimb, dacă vrei să ieși puțin din zona aceasta, te duci către orașele mari. În schimb, acolo nu se petrecea lucrul ăsta. Deși era un oraș mic, avea energia energia uh -huh, iașului. Uh -huh. Deci se întâmpla ceva acolo. Mereu, mereu, mereu era câte o activitate. Mereu se întâmpla ceva. Nu aveai cum să te plictisești, asta mi s-a părut incredibil. Și voi ați venit acolo să aduceți plus valoare inclusiv orașului. Da. Cum da. ați făcut asta și care era, de fapt, problema acestui oraș? Dacă da. spui că era un oraș activ, un mm -hmm. oraș în care lucrurile se întâmplau... Da, uite, asta, asta era problema, problema lor la nivel local. Faptul că, deși era un oraș activ și tocmai își doreau să fie un oraș activ ca să atragă tineri, populația era destul de îmbătrânită și nu, atr nu reușeau să atragă tineri. Iar dorința lor era să atragă, de fapt, oameni digital nomads. Cei care lucrează freelancer și lucrează de absolut oriunde, care să aducă puțin din, din energia aceasta mai mai tânără. Și asta era problema lor locală. Noi am venit cu soluții către ei. Acum, desigur, depinde de autoritățile de acolo dacă dacă urmează să, să le pună în aplicare, cu soluții de cum să atragă mai mulți tineri, pentru că, de altfel, una dintre, unul dintre factorii care au dus la, la situația aceasta e faptul că nu se prea vorbea limba engleză. Mm -hmm. iar, asta este, iar acesta este un impediment pentru cineva care poate și-ar dori să lucreze. În, într-un alt oraș, într-o altă țară, mai ales un necunoscător de limba spaniolă, îi va fi destul de, de dificil. Deci, spaniola e o limbă ușor de învățat, oricum. Și pe partea de social media, cu ce recomandări ai venit? Oh, am venit cu idei creative de, de promovare a orașului. A fost foarte faină experiența, totodată, pentru că noi am fost un grup de 17 femei. Ce e foarte interesant e faptul că în acest grup de 17 femei am fost. Patru sau cinci românce, nu știu mm -hmm. cum ne-am nimerit toate acolo mm -hmm. și chiar și, și cineva de aici din Iași pe care, pe care nu o cunoșteam și um, am fost în domenii diferite. Asta a fost și frumusețea proiectului: că nu am fost doar din social media, am fost din, uh, din agricultură, din design textil, din branding uh, și am reușit să să dăm sharing de informații. Uite, ce a, fost, ce a mai fost foarte interesant a fost faptul că, dincolo de, uh, de workshop-urile la care am participat, pentru că zilele noastre se petreceau în felul următor, uh, în fiecare zi aproximativ aveam câte o activitate, câte un, câte un workshop pentru dezvoltarea noastră. Mai apoi aveam activități în care puneam cap la cap ideile pentru rezolvarea problemei locale din orașul respectiv. Desigur, la finalul zilei, clasica clasica petrecere de timp de timp liber cu bere, cu măsline, cu hamon, așa cum fac spanioli clasic. Și ce a fost incredibil și nu a fost planificat în cadrul proiectului a fost faptul că am văzut în jurul nostru că suntem din domenii diferite și că ne putem împărtăși informațiile uh -huh. și am organizat noi pe cont propriu workshop-uri din domeniile noastre. Ce tare. Da, am avut pe cineva pe branding care a organizat un workshop și noi am participat la workshopul respectiv. Eu am oferit întâlniri de consultanță și ne-am văzut acolo, consultanță în social media. A fost un sharing de informații foarte, foarte valoros și o experiență pe care o pun acolo în suflet. Mai ții legătura cu da. femeile din acest proiect? Da, da, mai ținem legătura. E adevărat că nu foarte, foarte intens acum, dar avem un grup de WhatsApp unde mai comunicăm, ne mai întrebăm ce mai facem. Uite, mi-am amintit acum că fiind cinci români, sper să nu greșesc că am fost par cinci românce. Uh, am organizat și o seară românească. Ah, ce frumos. Da. da, da. și Ate ce a fost, da, ce a fost surprinzător, a fost faptul că am întâlnit în casă o femeie o româncă. Care avea un magazin tradițional de produse românești. Wow, ce tare. Cine se gândea? Zici că e, e un oraș mic, da. dar un oraș cu... foarte, foarte mic, la granița cu Portugalia, Au un oraș din Spania, care avea un magazin cu produse tradiționale românești. Și uh, am cumpărat câte ceva de acolo și am pregătit o seară românească cu muzică românească. Ce cu... ați pregătit? Uh, Mai exact. Au pregătit colegele mele că nu sunt foarte talentată la bucătărie, au pregătit. Uh, uh, n -am, nu le-am făcut mămăligă, căci nu avea, nu avea mălai, dar le-am făcut. Uh, salată de bof, le-au făcut fetele eu m-am ocupat cu alte lucruri, le-am uh -huh. prezentat câteva tradiții din, uh, din România salată de bof uh, cârnați le-am făcut le-am le dat și ciocolată rom ciocolata noastră le-am arătat și muzică, am și dansat hor, am dansat uh -huh. brașoveanca, a fost o seară incredibilă și cum au reacționat <laughs> celelalte antreprenoare din proiect? Uh, le a plăcut foarte mult, în special salata bof a fost preferata lor <laughs> a fost preferata lor, da uh, și muzica le-a plăcut foarte, foarte mult și dansul. Uh, și le-am arătat și câteva lucruri interesante despre România și la fel au rămas uh, au rămas surprinse și le-am spus că le așteptăm cu, cu mare drag, pentru că niciuna dintre ele nu mai fusese până acum în în România. Ce s-a schimbat în viața ta după ce ai revenit în țară, după acest proiect, după această uh, practic o lună de multă experiență, de multă inspirație, de multă energie, și de a vedea lucrurile dintr-o altă perspectivă. Da, așa este. Uite, pentru alte persoane, poate o lună petrecută într-o altă țară sau într-un alt oraș, nu e mare lucru, da? dar pentru mine a fost foarte mare lucru, pentru că eu m-am născut în Iași, am copilărit în Iași, am făcut și liceu și facultatea, practic toată viața mea e legată din, de Iași. Și a fost prima experiență de genul acesta în care să plec mai mult decât într-o simplă vacanță. M-am dezvoltat foarte mult personal, Viorela. Uh, mi-am făcut mâncare singură Știu că poate suna așa Dar pentru mine a fost, a fost o provocare Să reușesc să mă organizez pe, pe planul acesta uh, Recunosc că primele săptămâni mm, Nu că nu m-am simțit bine M-am simțit bine Dar a fost o trecere Care a fost puțin greoaie pentru mine M-am simțit puțin singur Fără familia mea, fără iubitul meu Fără, oamenii, fără prietenii mei După ușor-ușor m-am luat în energia spaniolă uh, Covârșitoare Și, și a, fost, uh, a fost foarte frumos dar m-am dezvoltat foarte, foarte mult personal. Am învățat să mă descurc singură, mai ales că eu îmi doream oricum. Uite, vezi cum se întâmplă lucrurile. Eu anul trecut îmi propusesem, aveam pe lista mea de obiective, de dorințe, așa de suflet, să petrec poate o lună într-un oraș din Spania și să, și să lucrez de acolo. Și apoi a venit proiectul acesta către mine și am zis, nu, se hmm. întâmplă. Crezi se... în manifestare? Um, cred. Dar cu foarte multă muncă care să completeze asta. Cred că dacă doar stăm în pat și oh, îmi doresc să fac asta și asta și asta, nu o să se întâmplă niciodată lucrurile în mod absolut. Dar cred că atragem lucrurile pe care, pe care ni le dorim și pe care nu ni le dorim, că le atragem și pe astea dacă gândim în felul acesta. Și mi-am dorit mult, mult de tot să lucrez într-un oraș din Spania. Uh, și a venit către mine proiectul. M-am dezvoltat foarte mult personal. Mi-am și testat limba spaniolă, pentru că eu iubesc foarte mult limba spaniolă și o, studie, o studiez, și a fost cu totul altceva să trăiesc acolo. Și de -asta, uh -huh. e, asta e o chestiune interesantă. E complet diferită experiența de a fi turist față de cea de a locui acolo. Ce ai observat în mod special? Uh, um, uite, turist înseamnă să vezi de fapt nu, că eu am văzut, am văzut doar frumos în orașul respectiv. Aveam impresia că dacă voi, fi, locu dacă voi fi locuitor, voi vedea și părțile mai puțin drăguțe ale Spaniei, dar nu am văzut nimic acolo. Nu știu dacă mi-ar plăcea neapărat să locuiesc acum în Spania, uh, pentru că eu pusesem cumva pe lista de dorințe la bătrânețe, când voi ieși la pensie, să stau în Spania. Mi se pare o țară foarte frumoasă, așa de petrecut, <laughs> de petrecut bătrânețea. Dar ce ai luat din Spania și ai aduce aici la Liniștea oamenilor. Liniștea, calmul, relaxarea. Aici sunt foarte multe diferențe culturale. Noi am trecut prin multe greutăți, noi ca popor. Și am fost învățați și puși în situația în care trebuie să tragem, să facem, să mulcim de dimineață până seara. Dar cred că e un lucru firesc pentru că așa am fost învățați și am fost puși la multe încercări. Și ca să putem dobândi niște lucruri, a trebuit să tragem mult pentru acele lucruri. În schimb, la spaniol și lucruri pe care le-am observat și la italien, dar locuind o lună în Spania am putut să văd mult mai, mult mai de impact către mine. Mm. Mi se părea incredibil, vreau la cum marțea, la ora 11, oamenii erau la cafea. Și mă întrebam, dar oamenii ăștia când lucrează? Când se întâmplă lucrurile? La ei, la ora 13 se închid toate magazinele. Duminica nu sunt magazine deschise. E un stil complet diferit de lucru. Noi, dacă aveam o ședință stabilită cu tot grupul, cu organizatorul grupului, organizatorii ei, experienței erau spanioli de asemenea. Mm. Și aveam stabilit să ne vedem la 10 dimineața. A, nu-i nicio problemă, mai stăm puțin la cafea, ne vedem la 10 jumătate. Era un stil mult mai relaxat și oamenii mult mai fericiți și zâmbitori. Da, uite, observam un lucru pe care nu-l văd în ea și vedeam. Oameni în vârstă, și când zic în vârstă, nu mă refer la 60 de ani, mă refer la 80 de ani. Uh -huh. Oameni în vârstă care ieșeau pe stradă și se plimbau pe stradă. Păi dacă mă uit în jurul meu, unde mai văd oameni atât de în vârstă, plimbându-se pur și simplu în Iași, uh -huh. Și am văzut bucurie, liniște, calm. Eu, cum ai spus la începutul întâlnirii noastre, sunt o, se simte că sunt o persoană agitată. Nu știu dacă m-aș potrivi încă să locuiesc acolo. Mi se pare că totul se petrece mult lent pentru mine. Știi, te adaptezi cu timpul. Da. Pentru că da. e mai ușor să te adaptezi la un regim așa liniștit, da. armonios, Doamne, decât fost te agiți și mai mult. Da, deci am trăit o lună fără stres. Mi se părea, Mi se părea incredibil, dar... Oamenii sunt foarte relaxați, nu e nicio problemă dacă întârziem 30 de minute, este timp, pauza e pauză. Uite, asta m-a mm -hmm. apreciat foarte, foarte mult. Când avem pauză de masă, ei bine, avem pauză de masă. Nu se trimite mailuri în pauza de masă, nu se trimite mailuri sâmbăta sau duminica, mm -hmm. își. Pun foarte mult preț pe timpul lor personal și pe liniștea lor mm -hmm. la, nivel, la nivel mental. Da. Da, pare incredibil ce spui, mai ales că spui uh, în calitate de social media. Exact. Uh, <laughs> mie îmi place să spun manager. Tu, tu spui. Uh, spun specialist pentru că nu sunt doar, ad, nu sunt doar administrator mm -hmm, de conturi, mm -hmm, Eu mai fac mm -hmm. și consultanță și mentorat. Poți I să spui cum vrei tu, toți. Îți spun asta <laughs> pentru că, de regulă, toți. Specialiștii din acest domeniu se plâng pe chestia asta că oamenii îi deranjează în afara programului. Păi mă încadrez și aici, e mă pot și duminică zi de lucru, e 21.00, primim mesaje, uh, nu știu, ceva s-a întâmplat, uh, nu știu ce s-a blocat pe Instagram, uh, nu contează cât e ora, întrebăm, că e, e acum de răspuns și e urgent. Și uh, mi se pare o adevărată provocare în calitate de specialist social media să știi să-ți organizezi timpul astfel încât să ai și tu timp personal pentru tine. Așa este, da, uite la social, dacă la un magazin avem program de funcționare și punem tăblița pe ușă, s-a închis mm -hmm. magazinul în schimb social media nu se închide niciodată nu există program de, mm -hmm. de funcționare strict și e adevărat că la început, la început în, în profesia mea, aș fi răspuns la orice oră, oricând, oricum și de oriunde și când, simțeam, și când vedeam că nu am semnal la telefon, deja începea panica, știi, știi agitația aia, așa presiunea către tine. Și mi-am dat seama că eu nu pot să fac din activitatea mea o activitate sustenabilă dacă continui ritmul ăsta, pentru că voi nebuni la cap. Mm -hmm. Exact asta e. Pentru că voi nebuni la cap, punând presiune pe mine să mulțumesc pe toți, dar să, mă, dar să nu mă mulțumesc tocmai pe mine. Mm -hmm. Și eu am trecut printr-un burnout în 2021. Da, sună ciudat de la 21, 20, 21 de ani să spun că am trecut pe un burnout. Evident, da. nu nu e confirmat, nu am fost la medic, deci nu vreau să zic prostii, mm -hmm. dar pentru mine s-a simțit ca un burnout. Și ce ai simțit în acea perioadă? Uh, simțeam că nu mai place să mai fac ceea ce fac. Mm -hmm. Ajunsesem în punct în care îmi puneam întrebarea, eu vreau să mai continui în domeniul acesta sau nu? Și atunci a venit răspunsul către mine, uh, că îmi place domeniul, dar nu mai place felul în care fac lucrurile. Dar ce făceai și nu-ți plăcea și ce ai reușit să schimbi? Nu era vorba despre activitatea propriu ci era de, despre cum alegeam eu să-mi fac activitatea. Aveam impresia că uh, trebuie să le răspund tuturor colaboratorilor mei în prima secundă de când primeam mesajul. Aveam impresia că dacă eu răspund duminica la ora 10 noaptea, înseamnă că sunt mai implicată, că sunt profesionistă, mm. când de fapt e contrar, e exact, exact opusul. Mm -hmm. și ajunsesem să mă epuizez să lucrez de dimineață până seara recunosc, n-am să fiu ipocrită cum să zic că nu, se, nu mi se mai întâmplă și acum, mi se mai întâmplă de foarte multe ori, dar mi-amintesc de perioada în care am fost și mi zic Mălina Revin o puțin. Dar ce situații ți-amintești? Că erai la o petrecere sau erai, ah, nu știu, la da, aniversarea da, ta da, sau da. îți pregăteai, nu știu, o aniversare cu iubitul tău și continuu primeai mesaje. Exact, exact. Ce situații așa ți s-au întipărit în mod special? Um, tot ce ai numerat acum mm -hmm. e foarte, foarte relevant. Cât de frustrant este acest lucru? Este foarte frustrant pentru că îți dai seama că pierzi din micile momente care îți aduc bucurie în viață. Și eu mă găsesc de foarte multe ori în situația de aceea. Spuneam că uh, n-am să zic că acum duc viața echilibrată în mod perfect și că am niște limite, se întâmplă uneori să le mai încalc. Și atunci mă trezesc puțin la realitate. Dar mi s-a întâmplat de foarte multe ori să fiu într-o vacanță. Uite, și asta cu vacanțele e o chestie interesantă. Cum mai vacanță ca social media specialist dacă social media nu se oprește? Uh, da, da, cum mai vacanță? Și uite, dacă tot am pornit pe ideea asta, uh, căci mai primesc întrebarea aceasta. Cum plec în vacanță dacă social media nu se oprește? Ce fac? E în felul următor. Uh, din punctul meu de vedere, nu există urgență în social media. Nu există așa ceva. Urgente sunt uh, o, un incendiu, o problemă, un accident grav. În social media, e urgent, trebuie să postăm acum? Nu există, în realitate. Nu există urgență. Și atunci, ce fac eu, uite, pentru o, pentru o vacanță, când îmi planific o vacanță, este să îmi. Uh, uh, da, te rog, întreabă Uh, tu spui că nu există urgență în social media, uh -huh. dar dacă se întâmplă, nu știu, un anumit conflict. Uh... Aici, că avem o criză de comunicare, este da. cu totul altceva. Da, nu ne aici e o stație mult mai mare, de care nu depinde doar în social media. Tu vrei să spui că crizele de comunicare nu sunt întâlnite în fiecare zi și exact. că este o excepție de la regulă. Exact, când vorbim despre crize de comunicare, aici nu vorbim doar despre comunicare în social media, vorbim despre comunicare amplă. Dar când vorbim despre o mică problemă, poate s-a greșit un element în grafica pe care am publicat-o în social media și trebuie acum, în secunda asta, nu e urgență, pentru că nu e ca și cum moare cineva în momentul mm -hmm. respectiv, Doamne ferește. Dar da, când vine vorba de crize de comunicare care nu se întâmplă zilnic, nici măcar săptămânal, Doamne ferește, atunci e cu totul altceva. Și încerc să le spun întotdeauna oamenilor, nu există urgență. Ur când vine cineva că către noi cu e urgent acum, e o chestiune care vine din partea celelalte persoane. Dar, în fapt, nu e o urgență. Uh -huh. Da, vine cu multă presiune. Iar cu vacanțele, eu îmi planific conținutul în avans. Asta înseamnă că dacă plec, să zicem, 3-4 zile, nu-mi doresc să fac acolo conținut și îl pregătesc cu o săptămână, două înainte. Foarte important mi anunț. Cum anunț clienții că urmează să plec în vacanță. Nu înseamnă că nu mai sunt disponibile deloc, dar din bun simț, în mod evident, când îi spui omului că pleci într-o vacanță, știe că nu ar vrea să te deranjeze cu vreun mesaj. E foarte important să fim deschiși și mie mi se pare o dovadă de profesionalism. Lucru pe care l-am învățat și eu la rândul meu, la că la început răspundeam la orice oră și dacă, dacă s-ar fi putut să am telefonul în apă cu mine și aș, aș fi putut să răspund la, la mesajul respectiv, aș fi făcut-o. Da, mm -hmm. aș fi făcut-o. Uh, odată îți scrisesem un weekend pe WhatsApp, cei drept nu, nu colaborez cu tine pe partea de social media. Uh -huh. ți am scris despre altceva, nu mi-aduc aminte, dar mi-a plăcut că a venit de la tine un mesaj automat în care tu ai anunțat că. Da. Uh, este weekend și că vei răspunde la acest mesaj luni la prima oră. Era da, un mesaj da. asemănător formulat și s-a părut o abordare foarte profi, dar le reaminti oamenilor că e zi de weekend și că toate aceste discuții pot fi și luni. Indiferent Adică, cred că nici nu vezi de ce scrie omul, de-aia nu ai cum să faci o selecție, respectiv doar la anunți că exact. îi vei fi disponibilă luni. Exact, exact. Uh, am învățat și eu lucrul acesta, l-am văzut la alte persoane, pentru că Până atunci nu m-aș fi gândit că aș fi, aș fi putut să trimit un mesaj de genul acesta, plus că noi ne gândim că da, dacă o să supere persoana, dacă o să deranjeze să spună așa ceva și uite, mă gândesc că nu te-ai supărat. M-am supărat mai ales că am înțeles că este un mesaj automat și nu este un mesaj adresat fix mie. Exact, da, e un mesaj pe care îl trimit întotdeauna da. când, primesc, când primesc mesaje în weekend și le răspund mai apoi luni, luni în, prima parte, în prima parte a zilei. E un lucru mm -hmm. pe care și eu la rândul meu l-am învățat, l-am văzut la alte persoane și l-am apreciat. Mm -hmm. Inițial reacția e, hmm, puțin ciudat mesajul ăsta, cel puțin să-l vezi, dar mai apoi îți dai seama că omul respectiv chiar are nevoie de timp și... Uite, în domeniul acesta, unde lucrurile se întâmplă totul pe repede înainte și cu atât de mare agitație, ai nevoie de puțin timp măcar să te liberezi mintea, să fii conectat tu cu tine și cu oamenii din jurul tău. Mm -hmm, mm -hmm. Când a existat acest uh, trecere, când de la Mălina, uh, social media uh, specialist, ai trecut la Mălina, antreprenor? Când ai simțit cu toată inima ta că, că ai curajul să-ți să pui antreprenor? Uh -huh. În momentul în care mi-am pus întrebarea dacă vreau să fac din asta doar o activitate pe lângă sau vreau să crez cu adevărat o profesie, în momentul respectiv, și uite, ca punct temporal, când am simțit eu că e cu adevărat antreprenoriat, că nu mai e doar o activitate de freelancing, cred că uh, palpabil în momentul în care. Mi-am făcut website-ul acum 2 ani, tot în perioada asta aprilie, mai, iunie, mi-am făcut website-ul acolo unde uh, precizez serviciile și tot procesul de lucru. Atunci am simțit cu adevărat că gata, am un loc și se întâmplă, și se întâmplă lucrurile. Dar ai simțit vreodată Sindromul impostorului Sau nu știu, să crezi că ești prea tânără o, Să da. spui că ești antreprenor Și că iai lucrurile prea în serios Te-ai gândit la chestia asta din această perspectivă? Da, da, mi s-a întâmplat Și mi s-a întâmplat Mi s-a întâmplat de la început Și până de curând, până ce am finalizat facultatea mm -hmm. Eu am terminat comunicare și relații publice Aici în ea și îmi puneam Dar era o întrebare doar în mintea mea Și cred că mi se întâmplă tuturor Vai, dar dacă o să-mi zică cineva că eu n-am terminat facultatea, și cum pot eu să mă poziționez ca fiind specialist în social media și tocmai antreprenor, dacă eu nici măcar n-am terminat facultatea? Și, Viorela, crede-mă că nu am primit niciodată întrebarea. Ai terminat facultatea? Dar poți să-mi arăți lucrarea de licență. Aici te referi la oamenii, care la oamenii cu care colaborezi. Exact, exact. Nu m-a întrebat nimeni, dar ai terminat facultatea? Nu m-a întrebat nimeni, dar poți să-mi arăți diploma de licență? Niciodată n-am primit întrebarea aceasta, pentru că valoros pentru ei era să știe cum îi pot eu ajuta concret în businessul lor. Mm -hmm. Nu o diplomă, nu o certificare, nici de cum. Dar am simțit de foarte multe ori lucrul acesta. Mă tot întrebam eu, cum pot să-mi zic eu social media specialist, uite, și trecerea aceasta a fost foarte greoaie pentru mine, pentru că eu am început în domeniu ca fiind mai mult pe partea de copywriting, partea de scris în social media. Mai apoi mi-am dat seama că administrând conturi de social media este imposibil să, când începuse deja și povestea cu storiurile, deci vorbim despre acum multă, multă vreme în social media, pentru că în 2019, când am început eu, era foarte diferit de cum se întâmpla mm -hmm. acum lucrurile. Uh, și când am vrut să fac trecerea către full social media, Uh, mă gândeam, păi, cum mă numesc acum? Pot să mă numesc eu specialist în social media dacă eu nici măcar nu am terminat facultatea? A fost un pas greu pentru mine să mă poziționez în felul ăsta, dar mi-am dat seama că nu e neapărat relevantă certificarea aceea, finalizarea studiilor. Evident că e foarte folositoare, cât ce valoare aduci tu în businessurile oamenilor, pentru că până la urmă despre asta e vorba, în final. Mm -hmm, mm -hmm. Și noi acum trăim vremurile în care din ce în ce mai rar se întreabă dacă ai o diplomă mai ales când vine vorba de domeniile aprute noi, că nu e, există exact. facultăți de social media. Există facultăți uh, de comunicare, facultăți de marketing, dar mai puțin de social să media. știi că există mastere. Există mastere uh -huh. în București, pe digital, pe social media. Noi încă nu avem uh -huh. în Iași. Aștept, uh -huh. mi-aș dori tare mult să, să apară și la noi în, în Iași, dar există. Uh -huh. Uh -huh. Uh, am vorbit uh, cumva și despre Mălina Omul, am vorbit și despre social media, oricum că nu putem să-l putem <laughs> să, -l, să -l ignorăm, dar până la urmă cine este Mălina Omul dacă te-ai detașat de social media? Mi-a atât de greu să răspund la întrebarea asta. Și de ce? Pentru că m sunt în punctul vieții în care... Încerc să fac puțin delimitarea dintre mălina omul și mălina, mălina profesionistul. Într-o activitate ca asta, pe care o ai aproape non-stop, ți-e greu să mai faci delimitarea dintre cele două, două pălării ale, ale omului. Um, mălina omul e... Oh, Mi-e greu să vorbesc despre mine la persoana a treia. Sunt, uh, sunt un om foarte dedicat. Îmi place să fac Lucrurile de la cap la coadă, dar cu anumite limite. Uh, și sunt un om cu un echilibru dintre creativitate și organizare, uh -huh. pentru că cred eu că asta mă ajută, mă ajută mult. Uh, sunt un om creativ, îmi place la nebunie, arta, tot ce înseamnă arta, pe mine asta mă inspiră cel mai mult. Muzica, teatrul, uh, pictura mă inspiră foarte mult și mă conectez mereu. Întotdeauna când văd că sunt evenimente, piese de teatru mă duc pentru că mă ajută foarte mult să mă relaxez, dar și să mă inspir. Uh, și da, sunt un iubitor de artă foarte mult. Am și aici un tatuaj cu art. Uh, și uh, perseverența, uh, dorința de a face lucrurile cum, uh, cum trebuie asta. Și seriozitatea. Sunt un om foarte serios. Mie mi se zice adesea că mai dar fi și tu mai, mai uh, relaxată. Uh, din totdeauna am fost așa. Din totdeauna, de când sunt mică, chiar și am întrebat-o de curând pe mama. Mama, tu mai ai născut oare stresată? <laughs> 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 Pentru că îmi place să fac lucrurile ca la carte. Asta vine și cu avantaje, dar și cu dezavantaje, pentru că pui foarte multă presiune pe tine să faci lucrurile cum trebuie, să fii un om de cuvânt, să nu îi dezamăgești pe ceilalți, dar vine și cu dovada faptului că ești un profesionist în, în domeniul tău. Tu vii dintr-o familie modestă și dintotdeauna ți-ai dorit să faci mai mult pe cont propriu. Uh -huh, așa este. Uh, probabil um, semenii tăi, cei de vârsta ta. Care sunt susținuți foarte mult financiar de părinți, nu au avut aceleași obiective ca și tine la vârsta de 19 ani. Da, e foarte posibil. Mi se pare firesc ca părinții, dacă au posibilitatea să te susțină. Mi se pare firesc pentru că sunt părinții tăi. Eu, într-adevăr, vin dintr-o familie normală, într-o familie normală, cu posibilități normale, dar, în schimb, părinții mei mi-au suflat întotdeauna. Uh, Aspirația aceasta către mai mult Mi-au zis uh, Carte, carte, carte Și știam și mi-au spus de la bun început Că dacă îmi doresc mai multe lucruri eu sunt, ei Mă vor susține cât reușesc Dar că depinde foarte mult De, de mine Și uh, eu am fost un copil Foarte axat pe, pe studiu când, când eram în școală Acum, dacă stau să dau timpul înapoi, poate regret că nu m-am bucurat mai mult de copilărie și că stăteam mereu și învățam, mă pregăteam pentru Olimpiade, pentru concursuri, dar mi-am dorit mereu să, să am puțin mai mult, să am mai mult și să le și ofer mai apoi părinților mei din, din asta. Unde crezi că se plafonează tinerii atunci când vine vorba de independență financiară? Pentru că sunt persoane care depind financiar de părinți, inclusiv până la vârsta de 40 și ceva de ani. Și sunt exemple de oameni ca tine care devin, nu mai depind financiar de părinți, de la vârsta, nu știu, de 19-20 de ani. Da, da. Aici depinde foarte mult de felul în care îți vizualizezi tu viața. Și cum îți dori să arate viața mai apoi? Pentru mine a fost un punct extraordinar de important să ajung în, să ajung în, în situația în care să mă descurc pe cont, pe cont propriu și să dau din bucuria aceasta și părinților mei și în special mamei mele. Pentru că, uite, acum mă bucur de niște lucruri împreună cu ea la care nu am avut acces când eram în copilărie. Să mergem mm -hmm. în vacanțe împreună și e o foarte mare împlinire să-ți vezi părintele fericit pentru că are niște experiențe la care nu a avut acces. Tu oferit o vacanță mământală? Am mai fost, am mai fost da. în vacanță împreună, da. Și cum da, da. A reacționat când. Of, minunat! Uite, când am fost... a înțeles că este o invitație din partea ta. A fost minunat, am fost anul trecut cu mama în Veneția. Ce frumos! Da, am fost doar noi doi, mi-am dorit foarte mult să avem o vacanță împreună și e o foarte mare bucurie să-ți vezi mama la 40 și ceva de ani, făcând pentru prima dată niște lucruri. Mm -hmm. E o foarte mare bucurie, da. Um, nu mai știu exact de la ce am plecat, Viere, <laughs> Povesteam despre tinerii din ziua de astăzi da, da, și unde da. se plafonează ei și porneam de la ideea că unii uh, devin independenți financiară cu forța. Da, că trebuie la o vârstă, aș spune eu, destul de avansată, iar alții de la o vârstă fragedă înțeleg necesitatea acestei independențe. Și tu ești un exemplu de. Uh, Om care și-a dorit asta dintotdeauna și nu a pus problema și nu a avut niște așteptări exagerate față de părinți. Da, da, mi-am dorit dintotdeauna uh, și cred că despre asta e vorba, e despre cum îți dorești să arate viața ta. Uh -huh, uh -huh. Pentru că sunt oameni care își doresc lucrurile până într-o anumită limită și e perfect normal să fie așa. Nu cu toții trebuie să fim genii nu cu toții trebuie să fim antreprenori, cred că e foarte bine ca fiecare dintre noi să-și trăiască viața exact așa cum, exact așa cum simte și cum, își, și cum își dorește. Câți dintre foștii tăi colegi de liceu, foștii tăi colegi de facultate le-au dorit părinților o vacanță? Sau i-a invitat pe părinți într-o vacanță. A, ah, dar vacanța împreună n-a fost cu totul dăruită. Mm -hmm. a fost, am oferit o parte din vacanță și a venit Simt. și mama cu contribuția ei, deci nu vreau să-mi mm -hmm. să asum absolut. Păi, chiar totul. și în această ordine de idei, că ați cumva ai contribuit și echipă. tu. Ați făcut echipă la această vacanță și ai contribuit și tu, nu neapărat da, că da, ai acoperit da. totul 100%. Da. Dar mai fac asta Când și cu, și cu sora mea. Și cu sora mea. Uite, am fost anul trecut în am fost la concertul lui The Weekend. Ce tare. Da, frumos. suntem amândouă fane și la fel a venit din partea Unde mea. ați fost? Că el a dat concertul în Da, o orașe. turneu. Am fost în Bruxelles. În Belgia. Mm -hmm. Și uh, am mai fost și anul trecut în Portugalia împreună. Sunt lucruri pe care îmi doresc să le fac, pentru că nu am avut noi acces ca familie la, la acestea și, dacă tot există acum oportunitatea, îmi doresc și îmi doresc mai ales pentru sora mea să aibă parte de lucruri pe care poate eu nu le-am le avut. Dar unde vine blocajul ăsta în rândul tinerilor? E, cred că. Uh, Cred că e și un miraj pentru că vedem în jurul nostru oameni care au acces la lucruri și care fac lucrurile să, fac, să pară foarte, foarte simple. Simplu de făcut. Da, ce te referi aici? Uh, uite, mă refer... la influenceri. Da, chiar și la influenceri. Chiar și la influenceri. Cred că ar fi bine să vorbim mai mult despre care e munca din spate. Uh -huh. Pentru că și chiar și în rândul meu se întâmplă lucrul ăsta. Eu, fiind influencer, dar activând în social media, se întâmplă ca oamenii să creadă că viața mea a fost. Oricum, nu e, o viață, nu e o viață perfectă, eu nu duc o viață luxuriantă, dar oamenii au impresia că, a, mălina, mergi la evenimente, uite că avem evenimentele din sunt aici, la cafea, uh -huh. întotdeauna. Cred că ar fi bine să vorbim mai mult și despre care e munca din spate, ca oamenii să înțeleagă că nu e atât de ușor să ajungi în punctul respectiv și că e normal să nu fie ușor. Uh -huh. Și vorbim despre lucruri. Și că e o cale aceste... pe care o alegi. Exact, 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 da. Da. Și uh, e un miraj care se afișează în social media, și e foarte important să nu mai credem tot din social media. Mm -hmm. uh, nici de la mine, nici de la oamenii din jurul meu, pentru că nu arătăm tot în social media. Asta pentru că poate sunt acolo niște blocaje și cred eu că nici n-ar trebui neapărat să arătăm tot, dar e bine ca din când în când să mai povestim și despre uh, lucrurile mai puțin drăguțe din viața noastră. Da, de multe ori probabil ai avut și tu Astfel de reacții când cineva spune Vreau și eu să merg la evenimente uh -huh. Vreau și eu să merg în vacanță cu mama Vreau și eu să fac chestii pe care le faci tu uh, E bine, ceea ce fac eu acum De multe ori e ceea ce ai spus tu La, care, la, la ce ai spus tu nu Înainte Și oh, da. aici mă refer la, la meserie Așa este uh, La anumite aspecte la aceste meserie Tu ai spus nu cândva și ai spus că nu ai timp Iar eu am dat timpul meu Și acum am niște beneficii Pe care mi le-a dus activitatea mea, pe care tu cândva ai zis că n-ai timp să o faci sau că nu te regăsești în ea, sau că nu ți se pare ceva super uh, interesant pentru tine. Oh, da, așa este. E vorba de cum prioritizăm lucrurile mm -hmm. din viața noastră și despre ce, ne, de, despre ce ne dorim cu adevărat și care sunt obiectivele noastre. Da. Eu acum, când dau timpul înapoi, Uh, îmi dau seama că am 23, aproape 24 de ani, poate că nu m-am bucurat de toate lucrurile adolescenții, poate că n-am fost la toate petrecerile pe care mi le, mi le, doream, poate că nu, uh, nu am fost atât de liber așa cum îmi doream, dar apreciez faptul că vine cu cealaltă parte a, a monedei și acum foloasele de acum. Tu mi-ai spus că cel mai uh, important și uh, cel mai mare model din viața ta este mama ta. Și că ai o relație specială cu ea. Ai spus că ai învățat de la ea inteligența emoțională. Uh -huh. Cum este relația voastră? Este minunată. Pentru mine, mama, eu când zic cuvântul mama, și nu vreau să fiu clișeică deloc, în mintea mea apare un înger. Vorbesc Ce foarte funezi? serios. Eu sunt foarte plângăcioasă, sper să nu mă apuc <laughs> acum să plâng. Um, dar, da, mama mea este un model de om, pentru că a trecut prin multe greutăți și a pierdut ambii părinți la o vârstă fragedă, la o vârstă mai mică decât vârsta pe care o am eu acum. Deci asta înseamnă că și-a luat viața în piept la 20-21 de ani. Și, cu toate că, din păcate, nu a reușit neapărat să meargă cât mai departe către studii superioare, așa cum și-ar fi dorit, uh, cum spuneai și tu, are o inteligență emoțională incredibilă și îmi doresc tare, mult, îmi doresc cel puțin 70%, 60-70% să fiu un părinte la fel de bun, așa cum este ea. Nu știu dacă voi reuși, uite, mi-e e foarte teamă de asta, că nu voi reuși să fiu un părinte atât de bun, așa cum e mama mea, dar este un model pentru că. Știe să gestioneze situațiile, știe cum să pună problema, cum să comunice, când să mă lase în pacea mea și când să mă întrebe mălii ce se mai întâmplă, cum te simți, cum ești. Ce ai învățat de la mama ta? Mm, sau ca... uh, uh, care ar fi acele părți ale personalității tale pe care tu le-ai preluat de la ea sau vrei să le preiai? Oh, da, vreau, îmi doresc, încă nu am reușit să le ating puterea pentru că a trecut prin multe lucruri grele și încă o văd cu zâmbetul pe buze mereu și foarte, foarte optimistă și îmi dau seama că, de fapt, problemele mele sunt mici lucruri pe lângă, pe lângă cele prin care a trecut ea. Puterea, optimismul și, și căldura. Uite, uite, mi-am dat seama acum. Deci nu m-am mai gândit niciodată la lucrul ăsta de o abilitate pe care o găsesc în comun cu ea. Oamenii. Mama mea este lucrător com comercial, vânzător mm -hmm. da, pe românește, este vânzătoare la un magazin aici în Iași și a reușit să-și creeze niște relații și niște conexiuni incredibile cu fiecare client al ei. Ce frumos! Da, da. Glume, povești, pentru că e foarte mult despre lucruri cu oamenii și... Și îmi dau seama că, de fapt, despre asta e și meseria mea. Mm -hmm. Și uite că, iar mama mi-a zis acum vreo câteva săptămâni, a urmărit, uh, urmărit un uh, material, o emisiune în care fusesem și mi-a spus că uh, i-am spune măli. Mm -hmm. Și mi-a spus, măli, păi și eu pot să fac ce faci tu, că și eu tot vorbesc cu oamenii și tot reuși, reușesc <laughs> să-i conving să cumpere de la magazinul meu. <laughs> și mi s-a părut foarte, foarte tare. Da, mm -hmm. da, este un model din toate punctele de vedere. Te salut, mama! <laughs> Ce ai preluat de la ea, căldura, inteligența, inteligența emoțională, vrei să o Învăț, e. învăț, da. Da, da. Cred că aici e foarte mult și despre maturitate și despre experiențele prin care trece fiecare dintre noi. Cu siguranță mai am multe de dobândit, dar o am totdeauna drept uh, etalon, o am în fața, așa, mereu. Ce nu am. face ea când vine vorba de emoții? Ce nu face mm -hmm. nimic? Face tot, da? Face mm -hmm. absolut tot. Nu, n-am nu, văzut niciodată să simt o lacuna acolo, să simt că mama are de corectat ceva la nivel uh, emoțional. Mm. mi-aș -mi dori să ajung ca el. Te mm. referi la faptul că nu reacționează la anumiți uh, factori, că nu reacționează la anumite situații cu un ton ridicat sau no, la ce te referi no, mai Nu, no, e, e foarte, foarte calmă uh, în toate situațiile, știe cum să abordeze fiecare om în funcție de contextul respectiv și uh, știe să se facă un om plăcut. Mm -hmm. Mi se pare foarte important să reușești să te faci un om plăcut în general, iar ea reușește, reușește lucruri acestea. Foarte frumos. Ce ți-ai dori în următorii cinci ani pe plan atât personal, cât și profesional, dacă te-ai gândit vreodată la asta. Da, m-am gândit. Sau ce vise ai, poate ai câteva vise, nu știu, să ajungi uh, într-o anumită vacanță sau să mergi cu mama ta, să nu știu, să. Sau... Mergeți la Paris sau nu știu, să faceți o anumită chestie uh -huh. pe care... Uh -huh. Uh -huh. Uite, Parisul chiar, chiar este pe lista noastră de obiective să mergem împreună. Uh, îmi doresc multă liniște, Verela. Uh, dacă a fost până acum o perioadă agitată de la 19 ani pentru că Cred că a fost menit să fie agitată și așa a trebuit să se întâmple, așa să se întâmple lucrurile. Îmi doresc acum mai mult liniște, mai multă stabilitate, mai mult echilibru. Știu că poate sună așa o bătrânică, o băbuță acum, dar, dar simt nevoie de mai, multă, de mai multă liniște. Iar ca obiective personale, evident, na, să am familia mea, asta îmi doresc foarte, foarte mult la un moment dat. Și călătoriile, îmi plac foarte, foarte, multe, foarte mult călătoriile Chiar ieri vizualizam un videoclip de, de traveling din, din Japonia Și mi s-a a venit așa ca o sclipire și mi-am mi propus Vreau să ajung și eu în Japonia, uite la Japonia Nu m-am gândit niciodată mm -hmm. da. Ce alte țări sunt pe lista ta de atracții mm. turistice? mi îmi place foarte mult Europa și am încercat să bifez uh, multe, multe orașe din Europa pentru că sunt fascinată de cultură, de istorie, uh, dar mi-ar plăcea să mă duc și către, poate, Statele Unite la un moment dat. Chid că nu sunt neapărat atrasă de cultură, dar e un loc foarte frumos de, de explorat. Dar noi, în Europa, avem foarte, foarte multe țări incredibile. Mm -hmm. Foarte frumos ceea ce zici, și sunt încântată că există tineri care gândesc în felul în care o faci tu, că ești suficient de matură. Mulțumesc! Din prisma gândurilor pe care le ai și dorințelor pe care le ai și e îmbucurător atunci când vezi un tânăr care vrea să-și asumă în totalitate viața pe care o are și nu se victimizează, nu așteaptă de la părinți, nu așteaptă de la iubit, nu așteaptă de la alții și nu, nu trăiește prin această veșnică uh, învinovățire a or, nu știu, a planetei, a uh -huh. orașului, a țării uh, și că nu e vinovat doar el, dar sunt și alți factori care au contribuit la un eșec pe care l-are. Da, eu cred foarte mult că totul pleacă de la noi și că noi mm -hmm. trebuie să fim creatorii vieții pe care ne o dorim până la urmă. Pentru că dacă doar așteptăm să vină ziua aia cea bună, să vină oportunitatea către noi, să ne scrie cineva, e posibil să rămânem cu așteptarea și de foarte multe ori am făcut eu primul pas ca mai apoi să vină mulți alți pași mm -hmm. pe urmă. Dar e mm -hmm. foarte important să nu mai așteptăm din jurul nostru să se întâmple lucrurile, ci să facem noi, să scriem acel mesaj, să, fa să dăm acel telefon, să facem acel prim pas care poate ne va schimba viața. Și spre încheierea acestui uh, interviu, acestui dialog uh, foarte călduros și uh, prietenos, vreau să te întreb uh, cu ce clienți nu ai lucrat niciodată? Cu ce clienți nu da, aș lucra da, niciodată? Da. Uh, nu am neapărat domenii. Eu nu, nu, nu pe domenii, nu, dar pe domenii, ca tipologie, tipologie știi? Uh -huh, uh -huh. Uh, cu clienți care nu ar avea încredere în calitatea mea de specialist. Uh -huh. E foarte important atunci când apelăm la un specialist să avem încredere. În mod evident că e important să existe un echilibru la nivel de comunicare, de colaborare. Eu vin cu o strategie, cu niște idei, nevoie de aprobare, pentru că nu, nu controlezi eu ce se întâmplă în business respectiv. Dar dacă ai încredere în mine atunci ai încredere în mine. Asta e foarte important. Pentru că e ca și cum aș merge la stomatolog, mă pun acolo pe scaun și îi zic medicului, dar vedeți că eu cred că nu e bine cum țineți ustensila asta. Uh -huh. Social media pare foarte ușor pentru social media pare foarte ușor pentru, pentru toată lumea și atunci pare că toți avem câte ceva de spus. Dar da, nu aș lucra cu clienți care mi-au îmi pun mai jos calitatea de specialist pentru că dacă ai venit. Exact, pentru că dacă ai venit către mine, înseamnă că facem echipă împreună și contribuim la creșterea business-ului tău. Eu nu sunt un prestator de servicii. Noi construim împreună pentru business tău, iar social media ajută la creșterea sa. Și totodată la uh, clienți care m-ar verifica la virgulă. Mm. Ce, la, ce te la virgulă, uh, să verifice fiecare lucru pe care îl fac, fiecare punctuleț, fiecare uh -huh. virguliță. Eu sunt o uh, persoană autocritică. Uh, verific absolut tot, sunt foarte, foarte organizată și nu m-aș potrivi cu cineva care mai pune presiune acolo pe, uh -huh. pe mine. Uh -huh. Da. Are este uh -huh. foarte mult despre comunicare și e important să vedem care sunt nevoile antreprenorului și dacă suntem pe aceeași lungime de undă, pentru că sunt, pot fi colaborări pe care să ne pliem foarte bine la nivel profesional. Dar dacă la nivel personal nu ne, nu ne întâlnim la mijloc, n-au cum să funcționeze. Ce nu știu antreprenorii uh, despre social media? Uh, nu știu dacă nu e neapărat ceva ce nu știu, dar e ceva ce uităm. Faptul că în social media sunt oameni sunt oameni, exact așa cum sunt aceiași oameni de pe stradă, exact cum sunt aceiași oameni de la petreceri, deci vorbim tot despre oameni. Nu vorbim unor roboței, nu vorbim unor cifre, nu vorbim despre followeri, dar follower tot oameni sunt de fapt. Și da, să să încercăm să fim mai mult oameni în social media. Mm -hmm. Asta e foarte important. Cum reacționez când un antreprenor îți spune că uite, în prima lună de lucru cu tine au venit 200 de urmăritori, iar în această lună au venit doar 10. Mm -hmm. Probabil ceva nu facem bine. Oh, e foarte important. Să avem o contorizare reală, onestă și transparentă a lucrurilor, deși eu vorbesc despre oameni, până la urmă business businessul e business și e important atunci când tragem la final tragem la finalul lunii, să vedem dacă e profitabil sau nu ceea ce facem. Asta e foarte important. Acum n-aș vrea să punem social media doar în lumina a ne facem ceva drăguți și doar pentru oameni. Nu. Social media e o componentă din business care trebuie să aducă rezultate. Dar, în mod evident, depinde foarte mult de care sunt obiectivele noastre de business. Dacă ne dorim followeri, atunci să vedem cum reușim să creăm conținut care să aducă mai mulți oameni care să fie shareable, care să atragă atenția, care să, să, ajungă să, la mai multe persoane. Dacă ne dorim o comunitate, atunci hai să vedem din followerii pe care îi avem deja cum îi implicăm mai mult, cum creăm mai multă interacțiune. Poate prin story poate prin un call to action mult mai specific care se ne, prin care să ne dea comentarii. Deci e foarte importantă raportarea la obiectivele noastre de business întotdeauna. Marina, noi îți mulțumim că ai venit astăzi în studiul nostru. Și eu îți mulțumesc. Sper că te-ai bine. Da, nici nu-mi dau seama cum a trecut <laughs> timpul. <laughs> mă bucur mult că încheiem acest dialog cu această senzație, da, cu acest da, aftertaste, da, da. că a fugit repede timpul și nici nu am observat. Și te mai așteptăm cu mare drag și la alte episoade de podcast pe zi. Cu foarte mare bucurie și îți mulțumesc pentru, pentru uh, fluiditatea conversației, că a venit totul foarte, foarte natural. Și îți mulțumesc mult, Verela. Cu mare drag. Aici se încheie episodul nostru de astăzi de Podcast BZI. Nu uitați, când faceți cumpărături pe site-ul balcan.ro, folosiți codul BZI10 și astfel veți beneficia de 10% reducere. La revedere!